Este doliu în lumea filmului românesc. Îndrăgitul actor Remus Mărgineanu s-a stins din viața seară la vârsta de 84 de ani. Artistul născut în Alba a jucat în zeci de filme, printre care Vlad Țepeș, Drumul oaselor sau Cardinalul. Actorul Remus Mărgineanu s-a stins din viața la vârsta de 84 de ani, vârstă pe care o împlinise cu aproape o lună înainte. Anunțul morții a fost făcut pe pagina de Facebook a Teatrului Național Craiova, unde actorul a urcat pe scenă de nenumărate ori. Primim o veste extrem de tristă. A încetat din viață actorul și profesorul Remus Mărgineanu, societar de onoare al Naționalului Craiovean. Domnului Mărgineanu îi datorăm înființarea Școlii de Teatru din Craiova, au scris reprezentanții teatrului. Remus Mărgineanu s-a născut la 22 martie 1938 la Cugir, județul Alba. Artistul era cunoscut pentru rolurile din filme precum Drumul oaselor, Imposibila iubire sau Vlad Țepeș. Ultima peliculă în care a jucat Remus Mărgineanu a fost Cardinalul. Pelicula a apărut în anul 2019 prezintă momentul în care conducătorii bisericii greco-catolice sunt arestați și închiși în penitenciarul de la Sighet.